Bun, o să începem direct, fără niciun fel de introducere. Și prima întrebare e referitoare la poate orașul sau localitatea de suflet. Să ne spui câteva lucruri despre locul care în lumea asta ți-e cel mai aproape de suflet și, bineînțeles, de ce. Eu nu sunt născută în Timișoara și dacă ar fi, atunci locul meu de suflet ar fi Deva. Chiar dacă părinții mei sunt bănățeni, mama adică, locul meu de suflet este Deva. Un oraș, zic eu, istoric, cu o istorie foarte veche, chiar de la începuturile poporului român, pot spune. Acolo am copilărit, acolo este jumătate din viața mea. Ce au devenit, nu? Așa se spune. Da. Ce au devenit particular? Fiecare localitate, în principiu, din câte am văzut, are specificitatea ei. Dar nu numai specificitatea arhitecturală, dar și comportamentală. Acum, din perspectiva unui psiholog, poate că fiecare om care se naște într-un anumit loc este influențat de locul respectiv din punct de vedere psihologic. Cel puțin eu am văzut chestia asta la reșițenii mei, să zicem așa. Seamănă cumva și aș putea poate să le fac o descriere dacă mi-aș bate capul. Cred că au ca și particularitate ospitalitatea. Fiind la granița dintre Banat și Ardeal, au multe lucruri de la ardeleni împrumutate. Sunt foarte ospitalieri. Cel puțin așa erau cât am stat eu în Deva. Cred că și acum sunt la fel. Sunt primitori, sunt prietenoși. Sunt oameni gospodari. Și pentru că ești cadru didactic, ești dascăl, aș merge mai întâi în zona de educație. Din perspectiva practicantului și practicianului în educație de niște ani buni, aș vrea să dai un feedback personal, nefiind în măsură să vorbești în numele sistemului de învățământ sau cadrelor didactice, legat de încotro învățământul și sistemul de învățământ global, care e percepția ta, și încotro sistemul de educație și învățământ românesc. Și dacă există cumva lucruri diferențiatoare din ceea ce cunoști tu sau lucruri care se aseamănă cu ceea ce înseamnă educație modernă la nivel global. Încerc să vorbesc mai întâi despre sistemul nostru de învățământ. L-am cunoscut începând cu anii 90, când am început să lucrez în învățământ. Diferența dintre ce era atunci și este acum, nu pot să spun că este îmbucurătoare. Am senzația că am lăsat un pic ștacheta jos, că nu mai pretindem copiilor atât de multe, să fie totul ușor, să fie totul lejer, să nu stresăm copiii. Nu cred că este benefic pentru învățământul românesc. Foarte cunoscut a fost faptul că noi am avut oameni de știință care ne-au făcut cinste peste hotare în urma școlilor absolvite în România. Începem să avem din ce în ce mai puțin, pentru că dezinteresul pentru școală este din ce în ce mai mare. Ori noi, ca și actori ai actului didactic, ceva nu facem bine, nu aliniem la ceea ce se întâmplă astăzi în învățământul românesc. Deși stau de vorbă cu foști absolvenți și spuneau a fost un pic mai greu decât astăzi, dar suntem foarte fericiți că știm mai multe decât cei care termină școala astăzi. Nu știu unde este problema în România. Probabil de sus în jos, de jos în sus. Nu suntem consultați în ultima vreme. Ultimul un an jumătate cu pandemia, presiunile pe sistemul de învățământ au fost fantastic de mari. Dar nu ne-a întrebat nimeni
e bine ce facem, e bine ce decizii luăm, mă refer din partea Ministerului și a forurilor superioare. Noi am primit ca atare. La nivel global, nu știu ce să spun, pentru că nu cunosc celelalte sisteme de învățământ. Poate că fiecare țară și-a adaptat sistemul de învățământ la populația școlară pe care o are, la nivelul lor de înțelegere. Probabil că vom ajunge și noi să facem lucrul ăsta, ca să ne aliniem și la cerințele, că s-au schimbat, într-adevăr. Nu spun să rămânem pe aceleași programe școlare. Trebuie să le adaptăm, pentru că lumea s-a schimbat. Poate aici este problema. Că nu le-am schimbat, am rămas în trecut. Dar oare știm care e viitorul? Nu, nu știm. Știm care e prezentul. Și atunci un sistem, chiar și un sistem educațional, ar trebui să aibă o predictibilitate, nu? O viziune. Și o viziune legată de ce ar trebui să ofere viitorilor oameni ai muncii. Și ce ne dorim, da. Întrebarea este, într-o lume ca cea de acum, într-un moment ca cel de acum, impactat serios din perspectiva COVID-19, pentru că e la modă acum COVID-19, vrem, nu vrem, spre ce să se îndrepte copiii și ce să facă un sistem care oricum nu făcea mare lucru în aceste condiții? Greu de spus, pentru că am vorbit de sistem. Sistem înseamnă că nu putem să facem singuri. Adică ăsta e sistemul. Ar trebui discutat la nivel național, noi, învățământul să se alinieze oarecum și cu cerințele pieței, a forței de muncă. Noi nu putem pregăti oameni pentru nimic. În ziua de azi asta facem, îi pregătim pentru nimic. Sunt 2-3 facultăți care la final ai o diplomă și poți profesa ceva concret. Copiii ar avea nevoie de ceva concret. Atunci probabil că ar crește și interesul pentru școală. Da, știu că mă pregătesc pentru ceva. Toți avem obiective și când mergem la școală, care e obiectivul? Să mă pregătesc pentru ceva, pe lângă faptul că am o cultură generală bogată. Ar trebui la nivel de minister discutat, de ministere, ca sistem național. Să vedem ce economie mai avem, ce să pregătim și abia atunci să schimbăm și să implementăm în învățământ. Care este impactul din perspectiva psihologului școlar perceput asupra copiilor de această perioadă de un an și jumătate? Care e rezultatul acestei acțiuni concertate, din punctul meu de vedere? Nu știu de cine și nu știu pentru ce și nu știu cât, dar sigur ceea ce vedem sunt niște rezultate, niște efecte. Care sunt efectele acestei distracții universale? Bun, bine zis, distracția universală. Am avut ocazia o lună pe finalul anului școlar să mă întâlnesc fizic cu elevii mei și în acea lună am putut să văd câteva dintre efectele care le-a produs această pandemie și izolarea lor în case, necomunicarea, să zic așa, lipsa de comunicare cu prietenii, cu grupul, că noi suntem ființe biopsihosociale. Nu putem să nu discutăm, să nu colaborăm și mai ales la vârsta lor e foarte important. În prima etapă, când s-au întors la școală, nici nu știau ce să facă. Stăteau în bancă și se uitau unii la alții, nu știau, au voie să interacționeze, n-au voie să interacționeze, au voie să vorbească, n-au voie să vorbească. Până să se dezmeticească, cum am zis eu, s-a încheiat anul școlar. Ce am mai observat la ei, erau foarte anxioși. De ce se temeau? Nu știu, de situația în sine.
și n-a produs niște efecte benefice. Singurul efect benefic pe care am putut să-l remarc, dar cu greu l-am remarcat la finalul anului școlar în urma examenelor de bacalaureat și de admitere, s-au concentrat pe materiile de examen și rezultatele au fost îmbucurătoare. Acum, din perspectiva profesionistului în psihologie, există niște instrumente cu care lucrează orice psiholog și există niște, să spunem, diagnostice bazate pe un anumit tip de comportament uman. Bazat pe libertate, pe socializare, pe comunicare, pe traume cauzate de relații interpersonale. Cum se va schimba psihologia atâta timp cât suntem nevoiți să ne schimbăm comportamentul social? Mi-e foarte greu să spun. Nu știu, cred că psihologia va fi așa cum vor fi oamenii. E greu de prevăzut cum va evolua psihologia ca știință. Ea a evoluat în timp. Eu în anul 3 de facultate, când am făcut pentru prima dată practica într-un spital de psihiatrie, de exemplu, ca să vezi cum evoluează, ăsta îl dau ca exemplu, în manualul de diagnostice psihiatrice era și homosexualitatea. Iată că astăzi nu mai este și devine o normalitate, suntem obligați oarecum să o acceptăm ca normalitate. Că e bine, că nu e bine, fete. Am înțeles. Așa va evolua în continuare și psihologia, în funcție de oamenii și de vremurile pe care le vom trăi. Și atunci un specialist în domeniu care se baza pe niște observații realizate de colegii lui de în decursul anilor și de cercetări solide, da. Ce mai face el? Cu ce mai operează? La ce se mai raportează? Cum mai tratează? De exemplu, poate veni cineva și să spună, uite, am o problemă din cauza faptului că n-am mai putut să fac aia și aia și aia și aia, sunt depresiv, îmi vine să plec, să fug în lume, n-am unde, n-am cu cine, n-am când, n-am cu ce, nu pot, nu mă lasă. Ce face psihologul atunci? Mai stai un pic să vedem, sau cum îl, care-i terapia, care-i soluția? Așa cum ți-am spus, nu putem prevedea de acum tot ce va fi. Probabil că și noi ne vom adapta la vremurile pe care le vom trăi și vom ajuta oamenii să înțeleagă ce vremuri trăiesc și să se adapteze în ele. E singura soluție pe care o are omul la îndemână și psihologul e om până la urmă. Și atunci vom învăța să ne adaptăm la condițiile care vor fi atunci. Care este istoria unui psiholog din perspectiva alegerii carierei de sau meseriei de psiholog și povestește-ne din prisma ta cum s-au întâmplat lucrurile de te-ai trezit studentă sau absolventă de psihologie? Da, interesantă întrebarea. În prima fază nici măcar nu am gândit ce o să mă aștepte. N-aveam de unde. În România facultatea de psihologie a fost desființată câțiva zeci de ani buni. În 90, când s-a reînființat, pentru mine era ceva nou. Cred că asta m-a fascinat, că era ceva nou. Nu știam foarte multe. Primisem de la fostul meu director care m-a angajat în învățământ, care era director când eu m-am angajat în învățământ, o carte de psihologie. Și m-a fascinat, am zis, fai, ce interesant, noi fiind generația de pe vremea lui Ceaușescu, care nu aveam nici măcar noțiuni minime despre ceea ce înseamnă psihologie, deci nu pot să zic că m-am dus la facultate conștientă de ce presupune a fi psiholog. Am învățat pe parcurs, a început să-mi placă foarte mult, lucram deja în învățământ, eram în contact cu copii, eu și lucrând în învățământ special, aveam contact cu copii cu probleme,
automat trebuia să învăț, să le rezolv, să-i ajut să le rezolve, să le depășească, să treacă peste ele. Și au mers cumva așa, de la alegere și până la meserie, nu știu, s-au întrepătruns. Probabil că asta a fost destinul, nu știu. Dacă ar fi să o iei de la început, profesional vorbind, ținând cont de tot ce se întâmplă astăzi real și adevărat pe piața muncii, pe viața socială, ce meserie ți-ai alege și de ce? Nu, cred că tot asta aș face. Cred că mi se potrivește. Ori pentru că au trecut 30 de ani și n-aș ști ce aș putea să mai fac, deși nu cred că asta ar fi o problemă, dar dacă nu faci cu plăcere un lucru, nu poți să spui că de 30 de ani lucrezi într-un loc, în același loc. Corect. Pentru că, nu știu, e ceva așa, ca o rutină, ca ceva care vine firesc și nu cred că aș face altceva. Nu mă văd altceva. M-am identificat cu meseria pe care o am. Care sunt principalele calități pe care ar trebui să le aibă un dascăl bun? În primul rând să iubească copiii. Dacă nu iubești copiii, nu o să îi înțelegi niciodată. Să fie o persoană maleabilă și înțelegătoare, pentru că nu lucrezi cu adulți și copilul are altă personalitate, are o personalitate în formare. Tu trebuie să fii stăpân pe tine în momentul în care ajungi să lucrezi cu copiii. Bineînțeles, pe lângă toate astea, să fii bine pregătit, pentru că vremurile s-au schimbat. Noi nu mai putem merge în fața clasei să dictăm o oră sau 45 de minute cât e ora școlară. Să fii foarte bine pregătit, pentru că copilul are acces la informație mult mai multă și poți să te trezești într-o situație jenantă când copilul vine și îți spune nu e așa, că eu am citit, că e așa. Deci trebuie să fii foarte bine pregătit dacă vrei să mergi în învățământ. Pentru că emisiunea se adresează în principal românilor din partea Valenciei și regiunea Castellón din Spania, poate că n-ar fi rău să știm dacă ai din experiența legată de, să tot vorbim despre traumele copiilor a căror părinți au plecat. Și s-a făcut cumva așa o mare, mare dramă națională. Nu știu în ce măsură nu e statul responsabil de această dramă, dar asta e o altă discuție, în care știm foarte bine piramida lui Maslow și care sunt prioritățile speciei umane. Cumva oamenii aia care au plecat acolo o perioadă de timp și și-au lăsat aici, poate mulți dintre ei și-au lăsat copiii lângă bunici, apropo, care se întâmplă și în situația de asta în România, nu doar în... Care este, de fapt, din punctul tău de vedere, realitatea, lăsând la o parte alintările astea copilărești de ce traumă am că mama a plecat în excursie în Grecia și nu s-a mai întors și mi-a trimis numai bani și bla bla bla. Cum percepi tu și dacă poți să faci distinția între un fel de scuză pe care poți să o invoci de fiecare dată, care-i percepția ta vis-a-vis de o realitate a societății românești? Într-adevăr, cei care au plecat din țară au plecat pentru că nevoile de bază, așa cum spuneai tu, ale piramidei lui Maslow nu erau satisfăcute. Ori nu poți să ajungi la partea superioară a piramidei, unde e autodezvoltare și spiritualitate, când tu ai stomacul gol, când tu nu ai ce pune pe masa celor copii. Aici e vina statului. Exact cum spuneam, noi nu mai avem o economie ca să știm pentru ce pregătim oamenii în școală. În ceea ce privește copiii, da, este o traumă, însă mă gândesc că și oamenii care au plecat acolo n-au lăsat copiii ăia pe drumuri. I-au lăsat rudelor, i-au lăsat prietenilor. Și da, ai dreptate, s-a făcut o dramă națională din asta.
și ne-am tot scuzat și am tot inventat ONG-uri care să ajute acești copii și bineînțeles că atunci copilul știe că dacă se plânge de această problemă, el poate să fie scutit de anumite lucruri pe care le face. Până la un moment dat, da, poate fi o traumă, dar sunt convinsă că cei care au plecat au discutat cu copiilor ce se va întâmpla. Deci ei au fost pregătiți. Dramei am dat amploare noi. Noi, statul român, noi, oamenii din jur. Așa cum am spus de adaptarea aia, copilul se adaptează oricum, el e mic. Până la urmă ajunge să zică că da, asta este situația reală și să nu invoce la fiecare pas că ar fi o problemă, că mama sau tata nu e acolo. Astăzi ascultam un banc la radio foarte interesant în care zice că un copil se duce la un prieten de-a lui, un tânăr se duce la, zice, da, și tu ai avut aceeași traumă ca și mine? Ce? Mă alergau părinții cu lingurița de caviar în jurul piscinei și cred că sunt foarte traumatizat de povestea asta. E o alintare, până la urmă, este o... Da, ei învață să se descurce în condițiile date. Da, sunt și drame, nu putem să le negăm. Sunt și copii care au ajuns să facă gesturi extreme în urma plecării părinților, dar probabil că acolo nu s-a discutat cu ei. Dacă explici copilului cum stă situația, el o înțelege. Probabil că acolo unde au existat drame, nu s-a întâmplat asta. Există în societatea românească, cel puțin, pentru că în Europa lucrurile deja s-au clarificat cu forța, două modele educaționale. Modelul spartan, în care știm foarte bine cum au fost crescuți, cum am fost crescuți, și s-a trecut de la acel model la modelul copilul are, da, are libertatea să aleagă, să spună dacă vrea sau dacă nu vrea, dacă îi place sau că dacă nu îi place. Ai doi băieți mari pe care i-ai crescut într-un anumit fel. Ce model ai aplicat? Ce ai face poate acum diferit în educația lor față de ceea ce ai făcut? Acum mă gândeam când m-ai întrebat că i-am crescut într-un anume fel, i-am crescut fără cărți. Pentru că am avut un profesor în facultate care ne-a spus, nouă fetelor în special, ne-a spus, fetelor, când deveniți mame, lăsați cărțile de psihologie deoparte și creșteți-vă copiii cum simțiți. Am luat act de asta și n-am pus mâna pe nicio carte să învăț, să-mi cresc copiii. I-am simțit, i-am înțeles și i-am crescut așa cum am considerat eu că aș vrea să îi văd peste câțiva ani. Nu știu dacă a schimbat ceva. Eu sunt foarte mulțumită de relația mea cu copiii mei și nu știu dacă a schimbat ceva. Sunt o mamă, multă lume îmi spune, sunt o mamă fericită. Nu, am știut de la început cum vreau să-mi cresc copiii. Poate că pentru societatea din ziua de azi am crescut un pic prea sensibil, prea cu bun simț. Dar eu sunt mulțumită de cum sunt ei și știu că o să facă față în societatea așa, destrăbălată cum e ea. I-am învățat și asta. Deci n-a schimbat nimic în educația copiilor mei. Nu i-am crescut după cărți. E o mare greșeală să crești copilul după carte, pentru că sigur nu reușești să-i crești ca la carte. Și atunci un părinte care de fapt vrea binele copilului, că mă îndoiesc că cineva să spună vreau copilul meu să fie traumatizat, să fie vai nu de mama lui. Nu părinte. Exact. Ce ar trebui? Cum ar trebui? Pentru că sunt sigur că foarte mulți caută soluții, seminarii, cărți, training-uri, da, coaching. Da, am văzut că e o modă. Nu, copiilor în primul rând le plac regulile. Și eu așa i-am crescut pe ei mei. Când am spus odată că nu faci aia și am spus și de ce nu îl las să facă lucrul respectiv, ce am spus a rămas tot timpul. Nu, aici este greșeala părinților. De exemplu, copilul în primii ani, da, trage, mută, dacă îi spui nu e voie să faci asta și nu e voie să faci asta niciodată, nici mâine, nici poimâine, copilul înțelege.
și se comportă ca atare. Dacă eu acum nu-i dau voie și peste 5 minute sunt bine, fă, copilul nu mai înțelege nimic. Aici e problema educației din ziua de astăzi. Am mai auzit și eu, și o greșeală, să spui că nu spun nu copilului pentru că nu vreau să îi calc în picioare personalitatea. Stai puțin, personalitatea se formează până la 20 de ani, unii pe... și mai târziu încă mai adăugăm la personalitatea noastră. Nu călcăm în picioare nimic. Copiilor le plac regulile. Am văzut asta și acasă și la școală. Părinții care pun reguli copiilor au o relație foarte bună cu ei. Elevii care au profesori cu reguli stricte, acei profesori sunt cei mai apreciați. Deci lor le plac regulile și se simt bine. Copilul e bulversat când azi are voie să facă ceva, mâine nu mai are voie, poi mâine iar are voie. Și aici se produc dezechilibre la nivel de personalitate. Cu asta începe. Două lucruri pe care aș vrea să le discutăm și să-mi spui punctul tău de vedere. Unul, planning-ul familial și părerea ta ca psiholog despre planning-ul familial și despre când e bine să faci copilul, când nu-i bine să faci copilul, când e bine să mai faci unul, când nu-i bine să mai faci unul, și despre parenting, care este un cuvânt la modă în ultimii 10 ani, despre care unii au o părere bună, alții au o părere mai puțin bună. Planning. Noi, așa ca și tine și tu, crescut pe vremea lui Ceaușescu, nu era niciun planning, că era legea aia, nici nu știu, a decrețeilor. Exact. Așa. Nu putea fi vorba despre planning. În ziua de astăzi nu se mai pune problema. Avem toate măsurile la... toate... putem să planificăm. Acum, dacă stăm să ne gândim din punct de vedere al bisericii, nu e bine să planificăm, dar trăim niște vremuri destul de aspre, cu condiții sociale destul de dificile. Oamenii se descurcă din ce în ce mai greu cu banii. Părerea mea, strict personală, decât să chinui încă o generație, mai bine mă gândesc bine, dacă pot, sunt în stare, mai am răbdare să ofer unui copil ceva. Educație, în primul rând, copiilor nu trebuie să le oferim mulți bani. Nici nu-i bine să le oferim, ei trebuie să învețe să-i câștige singuri. Ar trebui să ne gândim câți copii facem, dacă avem, unde și ce le oferi. Trebuințele alea de bază din piramida lui Maslow, ca ei să poată să ajungă cineva. Și totuși, părerea mea, strict personală. Și totuși multe personalități ale României, cel puțin, vin din familii numeroase, din familii cu probleme, din familii sărace. E adevărat. Iată că dacă acele familii ar fi făcut planning, probabil că ei n-ar fi existat și noi ca și nație am fi fost mai săraci. E adevărat, dar erau alte vremuri. Ah, și despre parenting? Și ăsta e un moft modern. Așa cum ți-am spus, parenting pentru mine înseamnă că cineva care a făcut un copil nu se descurcă cu el și vine să-l învăț eu cum să se descurce cu el, ok. Cred că nu mai avem răbdare să ne ascultăm. Dacă părinții și-ar asculta puțin copiii, cu siguranță n-ar avea nevoie de parenting. El e binevenit, că dacă nu te descurci într-o situație, mai bine cer părerea celor care au învățat să facă lucrul ăsta în școală sau l-au învățat pe pielea lor. Asta e părerea mea. E un moft un pic mai modern. O altă modă de vreo câțiva ani este... Da, așa, modă. O altă modă de vreo câțiva ani pe Facebook este, și probabil și pe WhatsApp, este formarea de grupuri
de mămici, tătici, bunici, nepoți, copii și crescători de capre, da, care încep să-și dea sfaturi unii altora. Da. Eu cu copilul meu i-am făcut așa, eu cu copilul meu i-am făcut așa. Și după aceea o să spun bancul cu țiganul, dar vreau să-mi spui punctul tău de vedere vis-a-vis de povestea asta, că după aia mi-a venit un banc care rezolvă problema. Ce părere ai despre afilierea la un grup unde altcineva, poate mai slab pregătit sau mai bine pregătit sau într-o relație diferită cu un copil de altfel, cu un copil cu altă tipologie și cu altă structură genetică până la urmă, să se dea recomandări așa din gură în gură până în fund la taxatoare? Da, știu despre ce grupuri vorbești. Până la un anumit punct, grupurile astea sunt benefice. Adică dacă împărtășesc experiența mea cu copiii mei sau experiența mea într-o anumită situație de viață, e în regulă. Dacă eu merg într-un grup de genul ăsta și mama Ana îmi spune că ea, în cazul copilului, într-o anume situație a aplicat cu tare lucru și eu vin și aplic lucrul la copilului meu, dar nu se potrivește cu personalitatea copilului meu, poate fac mai mult rău decât am, dar trebuie să fac, a zis aia că a mers. Nu se poate aplica. Așa, ca divertisment, ca întâlnire, da, orice grup e interesant, dacă te potrivești din multe puncte de vedere să te duci acolo, să împărtășești, ok, nu-i nimic rău în asta. Dar să vii, să compari copilul altcuiva cu copilul tău sau pe al tău cu altcuiva, să spui, a meu este cel mai deștept din lumea asta. E deștept pentru tine, fiecare e bun undeva. Fiecare are locul lui în lumea asta. Nu toți trebuie să fim buni la matematică, nu toți suntem buni la informatică. Unii poate că sunt buni mecanici, auto, nu-i nicio rușine. Nu poți compara. Din punctul ăsta de vedere faci rău unui copil să-l compari. De exemplu, ai mei copii, aceeași mamă, același tată, sunt diferiți. E o greșeală să vin, frate, tu a făcut așa, trebuie să faci și tu. E similar cu a venit de la un grup din ăsta de care spuneai tu cu o idee și să îl oblig pe copilul ăla să o facă doar pentru că eu trebuie să fiu ca celelalte mămici. Să mă ridic și eu la nivelul grupului. Să mă poate duc și eu fi, să mă laud. Poate că ar fi valabil dacă toate ar avea un singur copil. Da. Și nici atunci. Deci cum nu poți compara doi frați, doar aminte să compari copiii dintr-un grup de mame. E un pic... Aici revenind la absurd. Banc. Absurd. Și după aceea o să îți spun următoarea întrebare, spun bancul și îți spun întrebarea mai întâi. Care ar fi trei lucruri pe care le-ai schimba în viața ta? Dar o să spun bancul ca să îți dau timp să te gândești. Se duce românul la Rom acasă și îi vede puradei în curte toți dezbrăcați prin moroi, prin noroi și zice, mă, dar tu îi lași așa, nu vezi că-i frig, că zice, bă, trebuie să-i las ca să se călească, viața e grea, nu merge așa. Păi și cum, așa? Da, domnule, se călesc, atunci în viață o să fie mai rezistenți. Deci la casă, deci dacă copilul scoate afară în frig, se întâlnește peste două săptămâni cu romul și zice, auzi, mă, uite ce am făcut, l-am dezbrăcat, l-am scos afară și a murit. Oh, păi am uitat să spun că mai moare câte unul. Da, moare câte unul. Așa și cu grupurile astea, acum vin mai și păi, trebuie să-l scot unul. Și eu pe copilul meu afară când e frig. Doamne ferește! Da. Unii cu căciul, alții să-i pui căciul, alții să zice, foarte interesant. Hai să revenim la întrebare. Trei ce-a lucruri pe care eu, le-ai schimbat trei viața lucruri ta. Care a schimbat, nu știu, unul sigur, că nu m-aș mai, hai să nu zic, poate că aș trăi mai mult decât aș lucra, dar fiecare vârstă cu specificitatea ei, da? Poate că am ajuns la vârsta la care zic, doamne, este și altceva pe lumea asta în afară de a munci. Aș cheltui bani mai mult pentru mine decât să investesc în patru pereți.
Pentru că cu asta rămânem, știi, toți ne spun, băi, nu e nimic cu tine. Așa este, nu e nimic cu tine și dacă nu investești în tine, ca om, ca personalitate, asta aș schimba. Cred că au fost vremuri în viața mea când am investit mai mult în material decât în spiritual. Asta aș schimba cu siguranță. Alte priorități aș avea. M-aș bucura mai mult de viață. N-aș fi așa încrâncenată. Vai, trebuie să merg la serviciu. Ok, le fac și pe astea. Da, n-aș mai fi așa încrâncenată. Din perspectiva psihologului școlar, dacă ai fi să dai o recomandare părinților care au copii la școală, sau mai multe, dacă consideri, care ar fi aia? E greu să spun o recomandare dacă nu știu ce mi se cere. Deci, așa, general... Acum, în situația actuală, în conjunctura actuală, în tot ce se întâmplă în lume, părinții care sunt mai bulversați decât copiii, da, și dascălii care sunt mai bulversați decât părinții, și sistemul educațional care e mai bulversat decât dascălii, și uite așa, totuși, cineva trebuie să dea un punct de echilibru și poate că și psihologul poate să fie un reper și un punct de stabilitate. Da, recomandarea mea ar fi că, indiferent cum ar fi vremurile, sau nu știm ce ne așteaptă, să meargă la școală, pentru că doar așa își pot croi un alt fel de viitor, că nu o să continue în România, că o să continue în altă parte, foarte bine, în alte sisteme de învățământ, să aibă încredere că oamenii de la catedră fac tot ce pot, vorbesc la general, sigur că există pădure cu uscăturile ei și cu... dar cred că oamenii care și-au ales să lucreze în învățământ știu ce fac și sunt niște profesioniști și să aibă încredere în școală. Eu le spuneam copiilor mei când erau mici, jobul tău este să mergi la școală. Toți, în diferite etape ale vieții noastre, avem un job, avem ceva de făcut. Părinții să-și încurajeze copiii, să nu abandoneze școala, să meargă în continuare la școală, indiferent care ar fi condițiile de pandemie, de cum o fi, cu mască, fără mască. Da, are sistemul românesc o grămadă de probleme, dar doar împreună, în parteneriat, profesorul singur, școala singură nu face nimic, face împreună cu părinții și cu copiii, ei sunt partenerii noștri. Mergem mai departe și ajungem la o rubrică total neinteresantă pentru români, fiind ca și piață de carte pe ultimul loc în Europa, cheltuim foarte puțin bani pe cumpărat cărți. Și dacă ținem cont că doar o parte din ce cumpărăm citim, înseamnă că este jale. Sunt una dintre puținele țări unde eu am călătorit în lumea asta, unde dacă te chinui o zi întreagă să găsești pe cineva care stă pe o bancă sau într-un tramvai sau un autobuz să citească, foarte mari șanse să nu găsești pe nimeni. Spre deosebire de alte țări din Europa, unde aproape că toată lumea care stă are o carte, renunțând la telefon pentru carte. Din punctul de vedere al psihologului, cel care înțelege poate cum funcționează creierul, aș vrea să ne spui dacă există, din punctul tău de vedere, o diferență între a citi în format fizic, pe hârtie, și a citi de pe telefon, de pe tabletă, de pe calculator, da, ca impact asupra creierului. Există. Și una încă foarte mare. Și cititul și scrisul. Cu siguranță în perioada asta de un an jumate, că tot ne referim la ea, că n-avem ce să facem, face parte din viața noastră de acum. Multă lume a scris și eu am scris mult pe calculator, am folosit tastatura. Scrisul este foarte bun pentru dezvoltarea inteligenței. La fel, scrisul de mână.
scrisul de mână, nu scrisul de calculator, la calculator, ci scrisul de mână este foarte important pentru dezvoltarea noastră intelectuală, la fel și cititul. Una este să simt cartea, să o simt efectiv în mână, da? Să-i simt paginile, și alta este să citesc de pe interfața, de pe monitorul. Nu are același impact asupra creierului cititul fizic și cititul de pe calculator. Și depinde ce citești, că pe telefon citesc Facebook, Insta, ce știu eu, mesaje scurte, tot felul de știri, unii zic fake-uri, alții zic că-s bune, dar mai mult îmi fac rău creierului meu să citesc asemenea mesaje de scurte, omul asta face în grabă, da, autobuz sau în tramvai, mă uit pe Facebook. Pe când cititul, când citești o carte, acolo ai altă informație, primești altă informație și pui creierul la lucru. Că nu-ți dă direct, tu trebuie să înțelegi din câte pagini are cartea ce vrea să spună cel care a scris-o. Lucrează un pic creierul, asta e diferența. Și dacă tot vorbim despre carte, aș vrea să ne recomanzi o carte și să ne spui și de ce ne-ai recomandat-o. Da, cartea este... Eu ce să fac? Citesc cărți psihologice și am vrut să văd și dintr-o altă perspectivă. Cartea se numește 40 de zile. Este scrisă de Chris Simion. Autoarea este româncă. Tinerică. Cartea... Uite, asta este cartea. Ea e dintr-o serie de... Eu am trei. Nu știu dacă am mai publicat mai departe Chris. Și cartea se referă la personajul principal feminin, se numește Floarea Soarelui, care este părăsită de soț și trece prin niște clipe cumplite până când spune așa ceva nu se mai poate, trebuie să văd, o carte mai mult psihologică, trebuie să cobor în adâncul sufletului meu să mă regăsesc, pentru că așa ceva nu se poate. Își dă seama, e conștientă că viața ei nu mai poate continua cu durere și traume și trebuie să-și revină. Cu siguranță mulți din oameni au trecut prin etapele astea, dacă nu, odată în viață vor trece. Că asta este cursul vieții. Și hotărăște să meargă la mănăstire, unde îi se propune, nu se spune post, îi se propun 40 de zile de introspecție, reflecție, de coborâre în adâncul sufletului, ca să poată să meargă mai departe. 40 de zile are semnificație și din punct de vedere religios, odată că Noe își face arca, da, și se spune în scriptură că după 40 de zile a apărut soare, după ce s-a ras tot de pe fața pământului, a apărut soarelui și a apărut o altă viață, nouă, frumoasă, prosperă, cu oameni mult mai curați. De aia 40 de zile. 40 de zile a ținut și Iisus post, în urma căruia s-a curățit de păcatele pe care le-a adunat pe pământ. 40 de zile are o semnificație și din punct de vedere numerologic. 40 de zile, după 40 de zile te poți elibera de toți demonii pe care îi ai în tine, ca să redevii un om nou. Eu recomand cartea tuturor femei, bărbați, nu contează, care cred că sunt într-un impas al vieții și nu știu cum să meargă mai departe de acolo, indiferent care ar fi, nu neapărat tema romanului, da, femeii care rămâne singură după. Prima carte, relația durează 500 de ani. Deci e o metaforă, e metaforic spunând că cineva are o relație de 500 de ani. Deci o recomand tuturor care nu pot să meargă mai departe în viața lor. Poate că găsesc calea de a ieși citind. Mulțumim. Mergem la, de fapt, ultima rubrică a emisiunii legată de alimentație
gătit și rețete, pentru că oamenii sunt preocupați. Una dintre marile pasiuni ale oamenilor e să mănânce și atunci când țin post se gândesc că o să se termine și o să înceapă să mănânce și revin cu numărul zilele, mulți dintre ei. Mai avem 3 zile și mâncăm. Depinde. Ok, e o percepție personală. Eu vorbesc din... Când spun mulți, mă gândesc la mine, știi? Adică... Da. Și atunci, ca să nu mă consider singurul, mă gândesc că sunt mulți. Și da, da. Chiar dacă sunt doi față de unul, înseamnă mulți, știi? Da. Înseamnă o creștere de 100%. Vreau să te întreb dacă gătești, dacă da, ce, dacă nu, ce-ți place să mănânci și de ce și care e mâncarea ta preferată, așa că poți să ne spui o rețetă. Aici m-ai prins. Nu-mi place să gătesc. Gătește mama. Eu vin de la școală și este mâncarea făcută, deci n-aș vedea de ce mama e acolo, ea e șefa la bucătărie. Nu-mi place să gătesc. Chiar am o amintire tare drăguță. A plecat mama într-o vacanță de 2 săptămâni, 10 zile, oricum mult. Nu putea să plece 40 de zile, că era bine. Putea, dacă pleca 40 de zile, cred că, da, atunci mă curățam și eu de... Da. Nu, a fost un chin pentru mine, copiii erau mai micuți atunci și cu mama îi răsfață. Mă trezeam că făceam de mâncare, fără să întreb, așa cum face ea, și se puneau la masă și făceam, mie nu-mi place asta, mie nu-mi place asta. Chiar cel mic într-o zi eu găteam, strofocam acolo, pentru că dacă nu gătești zilnic, nici n-ai îndemânare, recunosc. Și cel mic, avea vreo 3-4 anișor, s-a pus pe scaun cu picioarele sub el ca să ajungă la masă, să fie mai înalt, s-a uitat la mine și a zis, wow, mama, tu gătești? Deci a fost o surpriză și pentru ei. Nu sunt gurmandă. Am preferințe, într-adevăr, dar dacă ți-aș spune ce îmi place să mănânc, din punctul tău de vedere, ar fi bombă calorică. Cartofi prăjiți. Aș fi în stare să mănânc cartofi prăjiți dimineața, la prânz și seara. Deci, aia, da, știu să-i și fac, îi și mănânc cu plăcere și aș mânca oriunde și oricând. Și o rețetă ușor de făcut. Și o rețetă ușor de făcut, exact. Așa, cu brânză, fără brânză, cu sare. În toate felurile posibile, cartof prăjit să fie. Nu îmi place la fel de mult să mănânc cartof pire sau cartof, mai mănânc cartof la cuptor, dar cartofii prăjiți, aș lăsa orice pentru ei. M-am cam dezvățat în ultima vreme că după 40 de ani metabolismul nu mai funcționează cum funcționa la 20 și mi-era teamă, zic, ta cartofi prăjiți să tot mănânc, mai bine mai mănânc și altceva. Dar nu sunt o gurmandă, cred că de-aia nici nu-mi place să gătesc. Cred că e direct proporțional, habar n-am, nu știu. Da. Mamei îi place foarte mult să gătească. Chiar îi plăia când se pune să facă. Așa că dacă ar fi aici la rubrica asta, aș întreba-o pe ea o rețetă. O să încheiem emisiunea cu mesajul psihologului către trauma omului din diaspora. Care este o traumă interesantă, cel puțin a românului care pleacă. E trauma de neapartenență. Nu, e foarte interesant pentru că el pleacă, dar nu a plecat. Pleacă, dar se gândește să se întoarcă. Și când se întoarce, nu îi place. Pleacă și investește tot ce e acolo ca să-și facă aici un trai mai bun. Și se trece viața și își dă seama că, de fapt, nu s-a bucurat în străinătate unde a fost de viață, nu s-a adaptat pentru că el a fost tot timpul cu gândul la ce se întâmplă în țară. Și când vine după 10, 20, 30, 50 de ani, își dă seama că nu mai aparține acestei țări. Exact. Și dacă reușește să se mute, el tot timpul are o comparație în minte despre cum era acolo. Spun asta și din perspectiva celui care trăiește asta zilnic, pentru că soția mea nu se poate, la orice, nu se poate să fără să facă o raportare la țara unde ea a trăit. Dacă în țara aia era
cald, aici de ce-i frig, dacă în țara aia era o banane, aici de ce nu-s banane, adică pur și simplu în mintea oamenilor se întâmplă ceva. Cum ar putea să lucreze cu mintea lor în așa fel încât să rămână cât de cât normal din punctul ăsta de vedere? Păi dacă s-au hotărât să plece, ei știu foarte bine că la început tot spună am plecat, ar sta o lună, două, trei, nu. Când ai plecat într-o altă țară, nu e ca și cum ai plecat în alt oraș, în aceeași țară. Și ar fi bine să se adapteze la ce se întâmplă acolo, să-și continue viața acolo, dacă ei nu se vor mai întoarce, mulți dintre ei. Pentru că, așa cum spui de soția ta, diferențele vor fi întotdeauna. Și de aia nu-și vor găsi locul nici acolo, nici acolo. Dacă s-au hotărât să plece, atunci să se hotărască să rămână definitiv. Ca să trăiască fără a mai fi împărțiți între acolo și dincolo. Deci într-un cumva singur să se rupă. Lepede cumva. Să se rupă, da. Da. Asta le-ar face traiul mult mai ușor, s-ar integra mult mai ușor, chiar dacă la început pentru ei e foarte greu, că nu te primește nimeni într-o țară străină cu brațele deschise să zică bine ai venit, dragă, fără tine noi nu puteam să ne descurcăm. Noi nu suntem văzuți bine nicio țară din Europa. Știm și noi de ce nu. Din cauza unor concetățeni care ne-au făcut reclamă. Dar asta nu înseamnă că oamenii de bună credință nu pot avea o viață frumoasă. Dar ei trebuie să se rupă atunci de România, să se hotărască ce vor. Și pentru ei să rămână așa cum a rămas pentru mine, ca să încheiem cu începutul, cum a rămas pentru mine Deva, doar un oraș de suflet, așa să rămână pentru ei România, un oraș, o țară de suflet.